V-am regăsit la o nouă emisiune Inima Închinării. Invitații mei de astăzi sunt Luminița și Gabi Ciuciumiș. Ei sunt parteneri atât în viața de familie cât și în viziunea pe care Dumnezeu le-a dat-o în slujire. Gabi este păstor, iar Luminița este compozitarea multor cântece creștine, precum Doamne mai vreau Rusalii sau Vine Iisus, cântarea căror versuri răsună și aduc cu ele un sunet nou în închinare. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Te-am găsit! Mă bucur că sunteți aici cu mine. Și noi. Și eu mă bucur că te bucuri. Este important să știm că în familie se poate sluji, cum v-am luat așa, pentru că sunt puține cupluri care fac slujirea împreună. Cum ați ajuns voi să slujiți împreună? De câți ani sunteți căsătoriți și cum v-a dat Dumnezeu viziune? Cu ce începem? De câți ani suntem căsătoriți? Sau? Ce pe bază? V-am bombardat. Da. Aproape 20. Aproape 20 de ani. Aleluia. Aproape 20, ca să completez eu, noi suntem căsătoriți pe 29 februarie, an bisect, și sărbătorim... Odată la 4 ani. Odată la 4 ani. Deci de-abia la anul avem 20 de ani. Deci vom împlini 5. În 2012, 5. Dar de 5 fapt ani. Doar 5 aniversări. Ați făcut intenționat? Nu. Așa, nu. Așa s-a întâmplat. Potrivit. Așa s-a întâmplat. Dar e foarte bine. Dar este un lucru foarte bun. Rămâneți veșnic tineri în felul ăsta. Avem, suntem căsătoriți de 5 ani, adică 5 aniversări și avem copil de 19 ani. E frumos, nu? Cei de acasă să calculeze. Da. Cât de important este pentru voi să slujiți împreună? Tu ca pastor, ea ca și închinător. Nici nu ar conta funcția sau statutul neapărat oricum. Cred că e în planul și în scopul lui Dumnezeu ca doi oameni care sunt împreună, respectiv sau soție, să fie parteneri și să devină parteneri în toate domeniile. Ați fost de la început? Da. Da. Chiar de la început. Puțin mai nefiresc, pentru că de multe ori femeia nu este chiar atât de considerată egală, sau nu e vorba de egalitate, ci e vorba de slujitoare. Și așa, dar concepția de parteneriat este mai greu de înghițit în cultura noastră. Și, dar noi am fost de la bun început parteneri și totdeauna am contat unul pe altul. Chiar dacă poate domeniile sunt puțin diferite, eu sunt cu muzica, el nu cântă, dar totdeauna el este lângă mine, este susținătorul numărul unu al meu și în orice Dumnezeu îmi dă, el este alături de mine și mă susține. Și cred că același lucru fac și eu pentru el, nu-i așa? Vă completați. Da, exact. Ne completăm și asta e foarte frumos. Plus că acum Dumnezeu ne-a mai dat ceva mult mai și mai extraordinar, că pur și simplu vedem cu ochii noștri, copiii noștri, cum ne urmează și că investiția pe care noi am făcut-o în ei pur și simplu se vede și vin adică din urmă așa o generație nouă. Nu. Tu cânti? Nu, nu cânt. În baie. Iar în baie, nu? În lucrarea de pastorație, cum ai ajuns? Ai avut o chemare? Sunt mulți care poate își doresc să slujească și nu știu în ce domeniu. Pentru că, de exemplu, eu au știut că trebuie să cânte. Așa. Pentru că tu cum ai știut că trebuie să conduci să pe alții? Că de fapt asta e. Nu cred că a fost foarte greu pentru mine, chiar foarte, foarte greu, pentru că era în mine darul ăsta, să zicem, doar a trebuit să-l descoper. Noi de la început am lucrat foarte mult cu tinerii în Biserica Pentecostală Speranța. De fapt, biserica a început Mangalia. În casa noastră, da, Mangalia, în casa la noi, pe vremea aia, acolo ne rugam și ne adunam. Și mai târziu, noi am început să lucrăm împreună cu tinerii, fiecare pe darul lui, Luminița cu muzica. Și eu, bine, nu știam exact atunci unde o să ajungem sau ce o să
în ce domeniu să slujim specific, dar ne ocupam de tineri, le slujeam tinerilor, încet, încet eram pus să slujesc prin predică sau tot felul de ocazii în evangelizare și în alte domenii. Și în cele din urmă am fost ales lider de tineri atunci prin vot și așa încet, încet, oricum, segmentul de care suntem atrași foarte mult e cel din... Ne place să lucrăm în societate foarte mult, să ieșim afară cu tot ce avem. Indiferent că e vorba de închinare sau de mesajul pe care îl aducem, ne place să... Nu ne place să stăm mult în biserică cu el. Ne place să-l mergeți ducem afară. În toată lumea. Da. Și mergeți cu tinerii pe care îi formați afară, ca să zic sigur, așa? Sigur, sigur, sigur. Înclinația cam asta e, chiar dacă slujim și în biserică, în interiorul bisericii. Că biserica e și afară și înăuntru tot prin biserică se face lucrarea. Extraordinar că sarea nu e făcută să stea în solniță. Da, da. Așa zice pastorul meu. Sarea e făcută să... Să săreze, nu? Să săreze, să o împrăști. Da, da, da. Știu că Luminița a venit pregătită cu chitara, dar prima dată va cânta un cântec, o cântare de dragoste pentru Dumnezeu. Un cântec de dragoste și înainte de a-l cânta aș vrea să specific ceva despre el. Noi am primit cântecul ăsta ca într-o revelație, fiind într-un grup de rugăciune și fiind la rugăciune și la părtășie și cu un grup de tineri. Și atunci Dumnezeu pur și simplu ne-a revelat dragostea Lui și am înțeles că nu poate să existe viziune, nu poate să existe închinare, nu poate să existe o viață autentică de închinător și creștin fără să ai revelația dragostei lui Hristos în viața ta. Și Dumnezeu a cântat cântecul de dragoste inimilor noastre în acele momente și a fost o mărturie și o experiență unică în care noi toți am primit același mesaj pe o anumită linie melodică. Dar același mesaj de dragoste a lui Dumnezeu. Cântecul pentru noi are o mare însemnătate. Nu că iubim cântecul, iubim pe Dumnezeu pentru că El ne iubește și ne-a iubit întâi. Luna să îți lumineze nopțile. Te iubesc și să știi s-a meritat. Pentru tine să port crucea de păcat. Și am o inimă ce bate cu a ta și mă zdrobește orice lacrimă de-a ta. Dau și munți și univers și tot ce am pe viața ta și-am acceptat să mor pe lemn, să nu-ți arăt dragostea și te-am așa de mult.
extraordinar, cu un mesaj extraordinar. Nu l-am mai auzit, dar imposibil să nu fie atins de mesajul lui. Cred că asta a fost și scopul lui Dumnezeu când ne-a împărtășit cântecul inimii lui. A vrut nu să ne impresioneze, a vrut să ne atingă inimile și să vibreze așa cum vibrează inima lui. Și asta este viziunea lui. Vrea ca inimile noastre să vibreze în același ritm, să bată în același ritm cu inima lui. Asta e cea mai frumoasă viziune pe care noi putem să o avem despre Dumnezeu și cu Dumnezeu. Știu că Dumnezeu în ultimii ani v-a dat o nouă percepție, o nouă viziune despre ceea ce voi trebuie să faceți. Știu că aveți o viziune pentru care voi v-ați mutat așa, dintr-un loc în altul. Ca Avram, slugile și-a luat casa și-a plecat. Același lucru l-ați făcut și voi. De ce? Nu e așa simplu de răspuns la întrebare. Adică e simplu pentru noi, dar să-i facem și pe alții să înțeleagă. Noi am fost foarte lipiți de Mangale, de orașul nostru. Adică ne-am pus toată inima acolo, în orașul nostru și am lucrat aproape 20 de ani, atât în Biserica Pentecostală din Mangalia, pe urmă am avut un centru creștin, deci am înființat o altă biserică și toată inima, toată energia noastră, noi ne-am investit în orașul ăsta, în Mangalia. Și dacă cineva ne-ar fi spus că va veni timpul când va trebui să mergeți în altă parte, eram în stare să ne certăm cu el, să-l contrazicem așa dur. Nu, pentru că noi consideram că trebuie să vină alții la noi, nu noi să mergem în altă parte. Pentru că Mangalia e o zonă de litoral, o zonă în Dobrogea, în Constanța și acolo e nevoie de mulți oameni.
Numai că la un moment dat Dumnezeu a făcut o schimbare mare, într-un moment de criză. Poate dacă nu era un moment de criză, poate Dumnezeu a lăsat criza. La asta, exact. Și eu m-am și îmbolnăvit la un moment dat. A fost foarte mult stres și foarte mult... m-am crezut un fel de Superman, așa, spiritual, și am avut o viziune foarte mare acolo. Lucram în societate, lucram cu școlile și liceele, la ore de dirigenție, consiliere, club de copii, club de tineri, plus Calati Sprays, turnee, biserica și spectacole, concerte în oraș și evanghelizări și oameni foarte puțini. Și în cele din urmă au început din ei să mai plece. Ne-a plecat chiar echipa toată la un moment dat. S-au căsătorit, deci nu din alte motive. Au plecat în Anglia, în Italia, în Spania. Așa. Și noi eram obișnuiți să o luăm de la zero. Am mai luat-o de vreo două ori. Și am crezut că se va repeta istoria când ei au plecat. Dar după asta eu m-am îmbolnăvit destul de rău din cauza la toate circumstanțele astea. Deși nu mi-am dat seama atunci. Nu, eu am... După ce am fost la urgențe și la spital și m-am simțit rău, cum am fost puțin mai bine, iar am luat-o de la capăt și am zis din nou de la zero și așa. Dar nu s-a întâmplat asta, nu mi-a mai revenit și a trebuit să iau o pauză. Și în timpul ăsta Dumnezeu a început să ne vorbească în pauza asta, că este un timp al semănatului, dar mai este și un timp al roadelor sau un timp. Sunt mai multe etape, așa, da. Și mai multe sezoane. Și El nu ne vrea toată viața într-un singur sezon să semănăm și iar să semănăm. Și așa a început schimbarea. Pot să completez un pic? Rog. Noi am primit, noi ne-am iubit foarte mult orașul și am crezut că Dumnezeu, am crezut în puterea de salvare a lui Dumnezeu pentru orașul nostru. I-am cerut lui Dumnezeu odată, poate în neștiință, Doamne, ajută-ne să iubim oamenii din Mangalia așa cum îi iubești Tu. Și a fost un lucru extraordinar, pentru că noi chiar am iubit oamenii și știam că Dumnezeu are un plan pentru ei. Și am simțit inima lui Dumnezeu cum vibrează pentru fiecare om și cât de mult iubește oamenii Dumnezeu. Și în același timp, paralel, Dumnezeu ne-a dat o viziune de laudă și închinare, cel puțin mie personal, și o viziune care se lega foarte mult de lucrarea de trezire peste națiunea noastră. Și am încercat să punem pe tapet sau pe rol, cum se spune, viziunea asta într-un anumit fel, cum ne imaginam noi că Dumnezeu ar vrea să se întâmple viziunea asta cu potențialul nostru. Așa s-a născut, practic, Calati Sprays, care este doar, nu neapărat o trupă care a apărut în pe piața muzicală creștină românească, ci pur și simplu este o expresie a viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Calati Sprays a fost practic o echipă de închinare. Cântecele pe care Dumnezeu ni le dădea și le-am pus într-un loc și am vrut să le împărtășim și cu ceilalți, cu națiunea noastră, cu ai noștri. Și de aceea s-a pus problema unui CD-ul, să apară CD-uri sau să unei trupe. Că altfel eram acolo, dacă s-ar fi putut, ar fi fost altă metodă. Dar noi am considerat că este bine ce facem noi ca să împrăștiem, să vorbim despre viziunea lui Dumnezeu. Dar viziunea ca scop final avea trezire. Trezirea națiunii noastre, marea trezire în care vom intra și noi, că Dumnezeu vrea să ne ridice la un alt nivel, la nivelul celorlalte națiuni, că noi putem să fim lideri între națiuni și noi putem să dăm ceea ce alții ne dau nouă și luăm cu atâta ușurință. Și s-a întâmplat momentul de care v-a spus Gabi, acel moment în care Dumnezeu ne-a cerut, așa cum i-a cerut lui Avram pe Isaac, nouă ne-a cerut lucrarea noastră. Și atunci a trebuit să ne analizăm foarte bine inimile, să vedem de ce suntem legați. Suntem legați de o lucrare, suntem legați de o viziune, chiar dacă e primită de la Dumnezeu, sau suntem legați de inima lui Dumnezeu.
sau doar de Dumnezeu. Oricum, eu aici vreau să specific ceva, pentru că poate cuiva îi va prinde bine. Noi ce puțin am învățat din, pe pielea noastră, cum se zice, din experiență proprie. Așa e cel mai greu. Da, dar e benefic. Sunt momente în care Dumnezeu, chiar dacă îți dă un vis sau o viziune, o lucrare, o chemare, cum vrei să-i spui, sunt momente în care îți va cere să o pui pe altarul Lui. Chiar dacă nu te aștepți la asta. Eu nu m-am așteptat niciodată. Am confundat viziunea și lucrarea cu Dumnezeu. Da. Pentru că se pot confunda foarte ușor când ești lucrător și nu realizezi. Și a venit momentul în care Dumnezeu să ne facă pe amândoi să realizăm că nu e tot una. Că El ne vrea inimile noastre în mod special și viețile noastre pentru El. Nu neapărat pentru o viziune sau o lucrare. Și dacă visul sau viziunea se împlinește, este problema Lui, în primul rând. Da. Și de-abia pe urmă a noastră. Deci, ceea ce noi trebuie să facem este să fim îndrăgostiți, să iubim pe El non-stop, așa, în orice circunstanță. Indiferent că ne merge bine viziunea sau visul se împlinește, cu toate că noi ne dorim asta. Și El ne-a promis asta. Și atunci, momentul ăla de criză, exact asta a făcut. A trebuit să se ducă toată lucrarea, să plece echipa, să nu vedem ceea ce am așteptat noi în Mangalia, deși Dumnezeu continuă să lucreze, nu vedeam așa cum credeam noi, și să ieșim din confortul nostru și din ce eram noi obișnuiți acolo și să mergem, așa am ajuns la Alba Iulia. Bineînțeles că tot pentru confortul nostru Dumnezeu ne-a adus într-un alt loc în care să ne relaxăm oarecum după o muncă destul de grea pe care noi am susținut-o în lucrarea din Mangalia și suntem în Alba Iulia pentru că la început nu ne-am dat seama ce o să facă Dumnezeu cu visele noastre și într-o anumită perioadă de când suntem în Alba Iulia pur și simplu a trebuit să renunțăm definitiv să mai credem în acele vise și să luăm de la punctul pe care l-a pus Dumnezeu, să o luăm viața mai departe. Și nu știam ce Dumnezeu vrea să facă cu noi aici în Alba Iulia, doar l-am luat, l-am crezut pe cuvânt că El ne vrea binele și am venit în Alba Iulia cu foarte multă credință, știind că la timpul potrivit El va face ceva pentru noi. Și a fost o perioadă, cel puțin pentru mine, mai grea, pentru că nu știam ce să fac cu viziunea. Și chiar dacă a fost momentul în care a trebuit să zic, da, s-a terminat și ok, s-a terminat, am fost supărată sau nu știu cum, eram tristă și mă gândeam și Calatis Praise, Doamne. Ce faci cu Calatis Praise? Aici Calatis Praise nu are relevanță. Și pentru că Calatis este numele grecesc al orașului Mangalia și atunci am primit un răspuns de la Dumnezeu în care El mi-a spus că Calatis este doar expresia și este doar expresia viziunii pe care noi am început-o în Mangalia. Dar nu este viziunea toată. El este viziunea. Și că viziunea a pus-o în inima mea. Și oriunde mă duc eu am să port viziunea lui Dumnezeu cu mine. Și sunt în Alba Iulia și acum viziunea prinde contur în Alba Iulia. Pentru că renunțarea mea, în zdrobirea mea, în cenușa în care eram, a viziunii puse pe altar, într-un moment foarte critic, în care nu mai aveam nicio așteptare, doar pur și simplu eram la dispoziția lui Dumnezeu, doar m-am lăsat în brațul lui Dumnezeu și am zis, fă ce vrei cu viața mea, fă ce vrei cu viața mea. Asta îi place de Dumnezeu. Da. Atunci îi place de noi, când noi declarăm că fără El nu putem face nimic, că suntem al Lui pe deplin. Și în acel moment Dumnezeu a permis să văd altceva. Un tânăr din Alba Iulia a venit la mine, mă cunoștea și îmi spune, o să divulg, acest tânăr este de la Oastea Domnului. Și a venit și îmi spune, Lumii, uite, eu am compus câteva cântece
pe care vreau să ți le cânt ție, să-mi spui ce părere ai tu despre cântecele astea. Sunt cântece de laudă și închinare, sunt cântece pe care eu cred că Domnul mi le-a dat ca să le împărtășesc cu națiunea mea. Și atunci, ting, beculețul, și inima mea a început să vibreze din nou și am spus, stai, aici este foarte mult potențial. Dumnezeu m-a adus într-un alt loc, cu o viziune pe care Dumnezeu, tot El mi-a dat-o, cu ceva timp în urmă, dar care aici, în locul ăsta, devine o viziune proaspătă, cu o ungere nouă, într-un cadru nou, într-un loc nou. Și El mi-a arătat potențialul care există în Alba Iulia și în împrejurimi și că viziunea este posibilă. Dintr-o dată, viziunea a renăscut, a reînviat, așa cum face El, Dumnezeu. El totdeauna nu omoară. De fapt, e ca și bobul de grâu care prea exact. Trebuie să moară ca apoi exact. Să încolțească. Exact. Extraordinar. Și a fost extraordinar pentru mine, pentru că asta s-a întâmplat așa de puțin timp, nu de foarte mult timp, de vreo câteva luni. Și m-am reactivat, ca să spun așa, deci atât de influențat am fost de lucrul ăsta, pentru că nu știi de unde să o iei, doar că a venit un singur băiat sau, și alte persoane care au venit și mi-au spus, uite, am compus și eu un cântec și am spus, stați puțin, ceva nu este la locul lui, trebuie să se întâmple ceva, asta nu e de la o pură întâmplare, asta e de la Dumnezeu. Și am ajuns că nu mai puteam să dorm noaptea. Așa de mult, nu că mă frământam, nu era o frământare care să mă consume, ci dacă era o frământare și mă consuma, mă consuma pentru Dumnezeu, că Dumnezeu îmi dădea din nou o undă verde ca să încep ceva pentru El. Și acum pur și simplu vreau să întreprind anumite acțiuni în Alba Iulia și în împrejurim, la nivel local. Și am început acolo. Deja. Am început deja să... să adun potențialul din Alba Iulia. Să semănăm. Deci, în primul rând, vreau să Dumnezeu să descopere în oameni darurile pe care le-a pus în ei. Și vreau să-i ajut pentru asta, să-și descopere darurile, că ei pot să cânte un cântec nou al națiunii noastre pentru vremurile din urmă. Un cântec al trezirii. Și tu ai un cântec al trezirii? Un cântec cu un sunet nou pe care ni l-ai promis. Da. Și aș vrea mult ca să-l cânți pentru ca națiunea noastră să fie atinsă. Cred că noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Asta este menirea noastră ca și închinători. Noi trebuie să-I aducem laudă și să ne închinăm lui Dumnezeu. Să-I aducem inimile noastre pe altar, indiferent de circumstanțele noastre, și să credem că ceea ce a promis, El va duce la împlinire. Amen. Cântecul se numește Mă ridic și dorința mea pentru națiunea mea, pe care o iubesc așa de mult și cred că Dumnezeu o iubește, este să se ridice. Să-și ia autoritatea în numele lui Iisus, poziția de războinici, închinători și să meargă înainte. Întristarea și suspinul de i-ar vrea să mă țină prizonier în lumea lor. Dacă întunericul m-ar inunda, privirea spre lumina mea, am să fac din tine bucuria mea. Eu mă încred în tine, tu ești stânca mea și mă ridic. În numele lui Iisus mă ridic și nu voi renunța, însuși Domnul e.
O cântare înălțătoare, care te ridică, așa cum spun și versurile. Eu vă mulțumesc că ați venit, că ați făcut efortul de a veni și până la noi. Mulțumim. Ne rugăm ca viziunea voastră să ajungă în punctul în care Dumnezeu vrea, la o maturitate totală. Amin. Și El să vă conducă, să vă dea toate resursele de care aveți nevoie pentru a împlini planul Lui. Amin. Sunteți o binecuvântare. Mulțumim. Cred că fiecare dintre noi putem primi o viziune pe care să o ducem ca un steag de biruință pentru Dumnezeu, să căutăm în noi și în adâncul nostru glasul lui Dumnezeu care ne spune să mergem în numele Lui și să ridicăm numele Lui mai presus de orice nume. Vă binecuvintez! Amin.